Pasiunea pentru schil ar fi putut costa viața pe un tânăr de 25 de ani din Pitești. El a căzut într-o prăpastie de 50 de metri în munții Făgăraș după ce s-a aventurat pe o pârtie neamenajată din masiv împreună cu fratele lui. Tânărul și-a zdrobit piciorul în căzătură și a avut mare noroc că salvamontiștii din zona au ajuns în scurt timp la el și l-au predat pe mâinile medicilor. Intervenția nu a fost deloc ușoară din cauza terenului accidentat. Salvamontiștii s-au chinuit 10 de minute până când au reușit să-l scoată pe tânăr din râpa adâncă. Medicii spun că tânărul nu nu se va mai putea urca niciodată pe schiuri din cauza fracturii severe pe care a suferit-o.